Cel mai mare producător de țigarete anunță faptul că prețul unui pachet de țigări crește începând de astăzi. Astfel, românii sunt nevoiți să plătească mai mult cu 50 de bani pentru a achiziționa un pachet de țigări. În zilele următoare este de așteptat ca și ceilalți producători de pe piață să anunțe majorarea tarifelor. Noua creștere vine la câteva luni după o altă majorare, cea a accizelor intrată în vigoare la 1 aprilie 2021. Știți că de astăzi se vor scumpi țigările? Da. 50 de bani la fiecare pachet? Da. Și ce părere aveți? Mă las de ele. Îmi spuneți că sunt prea costisitoare? Da. Și dăunează grav sănătății? Și sănătatea și banii. Pe primul loc e sănătatea și pe doi sunt banii. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, prețul unui pachet de țigări a crescut cu 5% în ultimul an. Motivul îl reprezintă o directivă europeană care prevede ca prețul unui pachet de țigări să fie la un nivel similar în toată Uniunea Europeană. Sunteți fumător? Da. Și ce părere aveți de faptul că de astăzi se vor scumpi pachetele de țigări cu 50 de bani? Foarte proastă părerea. Și așa sunt scumpe. Vă gândiți să vă lăsați de fumat? Nu. Nu se poate. E cea mai adra cu viciul ăsta. Foarte. Până la urmă nu contează prețul, o să fumați în continuare. Zic da. Dacă astăzi ați cumpărat un pachet de țigări cu 22 de lei, începând de mâine veți cumpăra același pachet de țigări cu 22,5 lei. Sigur, dacă pachetul de țigări face parte din oferta pe care producătorul o oferă. Pentru un fumător care consumă un pachet de țigări pe zi, această scumpire reprezintă 15 lei lunar dați în plus pe țigări sau 180 de lei pe an. Să nu mai fumeze nimeni, să lasă toți de fumat, că nu-s bune. Și așa suntem vai de capul nostru, mai trebuie și țigări. Nu sunt bune. Foarte bine că le scumpește. Să le facă 1 milion pachetul, să nu mai aibă ce fuma. Să-și păstreze sănătatea, nu țigările. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, prețul unui pachet de țigări a crescut cu 5% în ultimul an, iar motivul este o directivă europeană care prevede ca prețul unui pachet de țigări să fie la un nivel similar în toată Uniunea Europeană. Eu, să zic eu, fumăm și asta e. Deci nu vă deranjează prețul, să înțeleg. Da, ce să-i facem? E scump, da. Întrebați-l pe Câțu, nu pe noi, de ce le scumpesc. Deci să înțeleg că viciul e mult mai puternic decât prețul țigărilor în sine. Da, bineînțeles că nu te poți lăsa cu una cu două. Consumul de tutun este ridicat în România cu aproape 5 milioane de adulți fumători de produse din tutun. Prevalența fumatului în rândul bărbaților este de 37,4% comparativ cu 16,7% în rândul femeilor.